Ziua de Black Friday, cunoscută și ca ziua cu cele mai mari reduceri din an, este un eveniment global, așteptat cu entuziasm de către unele persoane și totodată analizat cu atenție de persoanele sceptice cu privire la aceste reduceri. Fie că vorbim de produse electronice, electrocasnice sau articole vestimentare, românii scanează ofertele cu atenție, sperând să prindă reduceri reale. În timp ce unii își fac o listă cu cele necesare și monitorizează ofertele cu câteva săptămâni înainte, alții preferă să evite febra reducerilor, considerând că au de a face cu o capcană de marketing. Pe această temă am stat de vorbă și cu vâlcenii. Ce părere aveți despre reducerile de Black Friday? Pe astea sunt bune peste tot în lume. Ați luat vreodată țeapă când ați comandat online? Nu am comandat online cu Black Friday. Am înțeles, deci vă place mai mult să comandați fizic din magazin. Da. Dar și online sunt prețuri, sunt oferte super bune, peste tot. E o manie consumeristă, din punctul meu de vedere. Și da, mulți oameni, având în vedere că au nevoie să consume bani ca să-și dea sens vieții, fac chestia asta și au niște dopamină cumpărând lucruri. Tu obișnuiești să faci cumpărături online sau fizic? Obișnuiam. Acum am cam relaxat cu materialismul. Mi-am dat seama că sunt lucruri mai importante decât... Adică poți să îți iei satisfacție când cumperi ceva, dar e de scurtă durată. Ți-ai luat ceva, dar după aceea ești la fel de nefericit. Pentru următorul Black Friday ai o listă de cumpărături? Nu, absolut deloc. Nu. Și nu te gândești să-ți faci? Nu, nu. În niciun caz. Prefer să stau la soare să citesc o carte. Mă simt mult mai fericit. Și bună și rea. Obișnuiți să faceți cumpărături online sau fizic? Nici așa, nici așa. Deci bănesc că nu aveți o listă de cumpărături pentru următorul Black Friday. Nu. Nu prea. De că la Pampers. Și nu s-a întâmplat niciodată să, nu știu, să-ți iei țeapă sau nu. Ce comanzi obicei online? Pampers și șervețele. Despre Black Friday este o vrăjeală. Sunt aceleași prețuri, doar că din punct de vedere economic, toate firmele își fac propagandă ca să ajungă la același preț. Deci nu, eu nu cred în așa ceva. Dar obișnuiți să faceți cumpărături? Obișnuiți să fac cumpărături, dar nu cu Black Friday sau cu alte măgări. Ce fel de cumpărături preferați, online sau fizice? Fizice, că mă mai și plimb, mai și văd lucrurile direct pe raft, fac diferența de la un magazin la altul. Pentru următorul Black Friday aveți o listă de cumpărături? Da, vreau să-mi schimb mobila din casă și televizor.